că această carte se va transforma într-un spectacol. Regizorul din mine vine că o să spună da. Mi-aș dori, este atunci când aleg un text pentru spectacol, trebuie în primul rând să fie conflictual și să fie ca scenariu posibil de dramatizat. Cred că ceea ce am scris are foarte multe povești care se pot transforma în scene de teatru. Nu este vorba doar de o carte aici, este vorba de o ființă, ca să nu zic, un spectacol în sine. Pentru că primul pas sau al doilea pas de publicare acestei cărți este, așa cum ați văzut, anunțat, un turneu. Cri Simion va petrece 40 de zile, alte 40 de zile, alături de această carte, dar și alături de cititori, mergând în fiecare zi într-un alt oraș. Și acest moment este unic pentru că deschide acest turneu. Dumneavoastră sunteți primii spectatori, primii cititori, primii care împărtășiți acest eveniment special, 40 de zile, numite publicului, dar 40 de zile cu o carte.